Bună, numele meu este Valentina Lungu, am 24 de ani și mi-am făcut cont pe ONLYFANS. Cam asta e ideea din spatele subiectului din clipul despre care o să discut azi. În caz că nu știți cine e Valentina Lungu, ei bine, ea e fosta prietena lui Bogdan IBM. Și în caz că nu știți nici cine e Bogdan IBM, el e un individ care făcea prank-uri false pe YouTube împreună cu Valentina Lungu. Da, știu, e un cerc vicios. Acum nu vreau să sărim cu concluzii pripite, că și-a făcut Valentina cont pe ONLYFANS, așa că hai să vedem mai întâi ce postează Valentina pe YouTube, ca să ne formăm o impresie, iar după revenim la subiect. Șoc! Mi-am injectat buzele pentru a doua oară. De gurița și dă-te bravo și sus, pe acolo, bravo, bravo, pe la conturi. Și întinde ca lumea peste tot. Peste tot și pe buza roșie, să știi, n-ai dat aici. Și jos. Am revenit? Ai emoții? Și printre cele mai leicuite comentarii de la clip este ăsta. Ușor, ușor devii Bianca Drăgușanu. Și a dat inimioare comentariului. Am găsit prima persoană care este încântată de ideea că lumea o compară cu Bianca Drăgușanu. Dacă nici asta nu merită un rând de aplauze, atunci chiar nu știu ce merită. Cine mănâncă primul o pizza câștigă 1000 de lei cash. Pregătiți? Bună, drăguților, ce faceți? Astăzi sunt aici cu Marius Cătălin, după cum bine vedeți și voi. Vom filma un challenge împreună și... Și premiul este 1000 de lei! 1000 de lei! Ai ketchup? Zic că ai ketchup. Am ketchup. Deci pizza fără ketchup e ca YouTube-ul fără Marius. Ca YouTube-ul fără bani. Run. Țin să mă dezamăgesc, dar nu a câștigat nimeni 1000 de lei. Clipurile astea cu provocări pe bani sunt false în procentaj egal cu bacteriile eliminate de Chip și Domestos. 99,9%. Și sunt la fel de penibile precum prank-urile de pe YouTube, care sunt la fel de false. Dar Valentina știe mai bine asta, având în vedere câte clipuri a făcut de genul cu Bogdan IBM. Astăzi o fac cunoștință cu iubitul meu. Abia ce m-am trezit și eu și am apucat să-mi fac un duș, mi-am retușat foarte puțin fața. Bună, drăguților! Am tras o hinuță subțire pe mine că s-a cam lăsat frigul. Da, cam este conținutul pe care îl face în mare, cu retușări foarte mici și clipuri cu provocări false. Acum hai să ne întoarcem la subiectul de azi, clipul cu ONLYFANS. Dar înainte să vă citesc un comentariu pe care l-am salvat și care între timp a fost șters. George e prima persoană care pune întrebarea care contează cu adevărat. Bună, dar poți să te dezabonezi și după să-ți primești banii înapoi? Omul vrea să vadă pozele, dar parcă n-ar da banii pe ele, așa că vrea să găsească o cale de mijloc. Bun, clipul are 70 ceva de mii de vizionări, de departe unul dintre cele mai vizionate videoclipuri de ale Valentinei din ultima perioadă, dar după rația de like-uri și de dislike-uri, lumea nu e chiar așa de încântată de idee. Acum vă dați seama că nu o să stau să reacționez la tot clipul ăsta de 17 minute și ceva, așa că am selectat doar părțile mai importante din el. Bună, drăguților, ce faceți? Astăzi vom face un nou vlog. Da, am revenit pe YouTube. Direct vedem un cur. Are poze cu curul la profilul de pe Instagram, oameni buni. Gândiți-vă că a considerat că e mai reprezentativ să-și pună poză cu curul la profil decât poză cu mecla. Nu știu ce să zic, dar în general ne punem poze cu fața la profil ca să ne recunoască lumea să știe cine suntem. Și dacă spui curul la poza de profil ca să te recunoască lumea să știe cine ești, nu dă bine deloc. De ce te-ar recunoaște lumea după cur? De ce te-ar reprezenta curul? Oare de ce? Numele meu este Valentina, am 24 de ani și am cont pe ONLYFANS. Wow! Aplauze, vă rog! De ce? Cum? Și așa mai departe. Totul a început acum aproximativ, cred că 2 săptămâni sau ceva de genul, când am decis să-mi fac acest cont pe această platformă. Ei bine, totul a început ca o joacă, să zic așa, pentru... Ca o joacă. Se poza Valentina în sutien și chiloți, pentru că asta postează în mare parte pe contul ei de ONLYFANS, nu postează în undur, că l-am văzut și nu am plătit, ferească Dumnezeu, și a zis, hai să le cer bani copilor ca să-mi vadă pozele astea. Așa, ca o joacă, ca o glumă, știți voi, Caterinca, frate. Nu cred că motivul ca o joacă este neapărat un motiv bun de aruncat în fața urmăritorilor, dar mă rog, în fiecare seară. După cum sesizați și din nume ONLYFANS, doar fan, este o platformă unde postezi niște poze contra cost sau nu, pe care să le vadă doar fanii tăi. Practic este un fel de Instagram unde tu postezi free sau nu,
poze cu tine, poze mai sexy sau poze... Nu, OnlyFans nu e chiar pentru asta, dar s-a făcut ideea asta în jurul OnlyFans-ului pentru că o grămadă de indivizi au popularizat platforma postând poze foarte intime în schimb unor sume de bani. Dar OnlyFans nu a fost făcut pentru asta. Gândiți-vă la platforma asta, OnlyFans, ca la un fel de Patreon. Ai acces la conținut exclusiv și poți să discuți direct cu creatorii în schimbul unei sume de bani, arătându-se astfel aprecierea față de munca depusă de către creator în realizarea conținutului. Pe OnlyFans găsești indivizi care te învață ingineria aerospațială, găsești episoade bonus din diverse podcasturi, găsești poze cu câini costumați în diverse costume, găsești un conținut diversificat. Dar, din păcate, cum e și în cazul Valentinei, lumea și-a făcut părerea asta despre OnlyFans că e doar pentru poze, cu tipe care se pozează în cât mai puține materiale textile sau chiar deloc. Deci, oameni, schimbați-vă percepția asta despre OnlyFans în caz că o aveați așa, pentru că nu e doar pentru țâțe și cur. Contul meu nu este free, contul meu este contracost, costă $15 să te abonezi. Această sumă mi s-a părut mie... Okay. V-am zis, am văzut postările de pe OnlyFans, iar 15 euro e nesimțit de mult. Un preț corect, aș zice eu, ar fi 20 de cenți, dar doar cu mențiunea că după 3 luni de plata abonamentului să primești reducere de 50% și să plătești după doar 10 cenți lunar pentru a-i vedea postările Valentinei de pe OnlyFans. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu zic că e prețul potrivit pentru ce postează. Cont mi-am asumat, bineînțeles, sunt o persoană destul de asumată. Nu îmi pare rău că mi-am făcut acest cont. În România nu este atât de cunoscută această platformă și nu este atât de folosită, dar eu sunt sigură că în, nu știu să zic, 2-3 ani va lua o amploare foarte mare. Este folosită mai mult în străinătate, aproximativ toate vedetele internaționale au un astfel de cont. Îmi place la Valentina că e asumată, că și-a făcut contul de OnlyFans cu dus întors, o să discutim imediat despre, dar cum sfinte moș Crăciun să zici că aproximativ toate vedetele din afară au cont de OnlyFans? Cred că nu știe ce înseamnă aproximativ, că altfel nu îmi închipui cum a zis asemenea chestie. Păi am ținut să fac acest vlog ca să fiu asumată până la capăt și să anunț și aici pe YouTube că mi-am făcut acest cont și sunt o persoană foarte asumată. Când mi-am făcut contul, l-am anunțat și pe Instagram făcând un live că da, este adevărat și este contul meu. Pentru că am considerat că cumva voi, urmăritorii mei, știu că am și mai mici și mai mari. Cei mari nu prea recunosc că mă urmăresc, dar știu cam totul despre tine. Da, știe că publicul e în mare parte format din copii. Dacă e să iei după comentarii, 9 din 10 n-ar avea mai mult de 14 ani din punctul meu de vedere. Și aici e problema. Personal, nu văd nimic greșit în a avea OnlyFans. Chit că postezi pe OnlyFans clipuri în care înveți oameni inginerie, chit că postezi poze în sutien și chiloți sau poze dezbrăcată complet. Acum, pentru ultima categorie, bănuiesc că părinții nu ar fi chiar atât de încântați, dar asta nu este problema noastră. Deci, v-am zis, nu văd problema în a pune poze cu tine în kilo sau sutien sau nu dintr-un loc, iar lumea să plătească să le vadă. Îți exploatezi corpul și câștigi bani din asta. Ok, nu e mare chestie. Problema e atunci când exploatezi copiii, când ești conștientă că te urmăresc în mare, mare parte copiii și îți promovezi OnlyFans în fața lor. Sunt copii, Valentina, și știi ce fac copiii? Iau cardurile părinților și fără ca aceștia să știe, decât după ce se face plata, îți plătesc abonamentul în speranța că te vor vedea cât mai dezbrăcată. Și uite așa apar comentarii precum ăsta că are 16 ani și părinții se uită la tot ce cumpără cu cardul, că poți să-i faci OnlyFans-ul gratis pentru o săptămână? Să vadă și el ceva. Știi ce clipuri faci pe YouTube? Clipuri pentru copii? Ești conștientă și chiar tu ai zis-o că știi ce publicai și e jalnic să-ți promovezi OnlyFans în fața unor copii. E deplorabil. Alternative să-ți promovezi ar fi fost multe. Să-ți faci un cont pe privat de Instagram și să anunți că vrei ca urmăritorii majori să-ți dea follow și să-i accepti doar pe ei, iar acolo să-ți promovezi OnlyFans-ul. Doar o alternativă pe care am gândit-o acum pe loc, aș putea să-ți mai dau dacă vrei, Valentina. În schimb, ai ales să faci și mărlănia asta. Că vorba aia, niște bani în plus nu strică. Chit că-s de la copii care vor să te vadă cât mai dezbrăcată, în cine știe ce poziții impozante. Și ce amuzant e că în cazul Valentinei Lungu se scrie OnlyFans, da? Dar se citește, pun cam aceleași poze pe care le pun și pe Instagram, cu mine în kilo și sutien și cât mai provocatoare, dar vă cer $15 ca să le vedeți acolo. Hai copii, hai să vedeți și voi ceva frumos. $15! Hai, veniți în coaie, hai, hai că aveți bani, că doar luați alocație. Da, ceva de genul. Da, pe final de clip, repet, nu mă deranjează absolut deloc cu oamenii care au OnlyFans câștigă un ban în plus, fără să păcălească pe cineva, ori să le facă rău. Mai puțin în cazul de față, când vinzi poze cu tine în kilo și sutien în fața unui public de copii. Că ce, doar nu-i obligă să le cumpere, nu? De parcă trebuie să zică ceva mai mult decât simplu fapt că are OnlyFans și că postează poze mai intime pe acolo. Repet, sunt copii, nu adulți. Și dacă vine vreunul să zică prin comentarii că ce mă, că oricum dracii ăștia de copii bagă bani în joc,
jocuri, în Fortnite, nu văd care e problema dacă vor și să vadă ceva frumos pe bani. Dacă vine unul să zică asta, să știe că am o tastatură de la Red Dragon, care nu mai merge după o lună de când am cumpărat-o, foarte bună companie, într-adevăr recomand, vă dați seama, e bine, iau tastatura asta, asta jalnică, și o sparg în capul aia care îndrăznește să zică mizeria asta. Jocurile alea pe care le vedeți voi inutile, și Fortnite-ul e inclus aici, îți dezvoltă spiritul analitic, coordonarea și capacitatea de a lua decizii raționale în câteva secunde. Și mai multe, dar nu stau acum să intru în detalii. Și copiii nu trebuie să plătească bani ca să vadă țâțe pe net. În schimb, la platforma asta e doar trist că unii adulți plătesc pentru a le vedea țâțele unor tipe și săracii cred că se formează o conexiune personală între ei, dar nu e deloc așa. Ah, și mai e și Valentina Lungu care își promovează ONLYFANS în fața unor copii. Fix așa ești.